Incendiu devastator în Johannesburg, cel mai mare oraș din Africa de Sud. Cel puțin 73 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un bloc de locuințe. Bilanțul este încă provizoriu și cel mai probabil va crește, spun autoritățile. Sunt și 10 de persoane rănite. Flăcările au izbucnit într-o clădire de 5 etaje care fusese dezafectată, dar era ocupată ilegal de mulți migranți din alte state africane. Deocamdată nu a fost identificată cauza izbucnirii incendiului. Flăcările au fost stinse, iar acum pompierii caută fiecare etaj al clădirii pentru alte victime sau posibil supraviețuitori.